transferi pula din adaptații pui. Face New World Order, deci noua ordine mondială. Nasol, ne urmărește. Băd mic, uitați-vă. Urmărirea unul altuia, unii oameni vor să știe informații ca să capete putere. Asta e din cele mai vechi. Se spune că cea mai veche meserie de lume este prostituția. Nu știu. Este și spionaj. Hai să vă spună mandea încoa. Pentru toți proștii pulii și toți nebunii de arahat care i-a păcut. Era câțiva, aia câțiva era cu mici. O nebună m-a alergat pe acolo. Nu ți-e rușine, ești om în toată firea. Și alta zice, face, nu-i dai la băiatul ăla niște suculeți? Nu știu, cumpăra să nu suculeți, nu vreau să fac reclamă, că fac anti-reclamă la suculeți, dacă îl faci. Face, nu, că are pensie, să-și ia din pensia lui. Și i-am zis, fată, n-am nicio pensie, n-am nicio pensie. Tot timpul îmi bagă pe gât, are pensie. Bă, o ia avea. Dar nu am. Nu am. Dacă știți voi mai bine cu am, aduceți în pensie. Bă, dacă știți voi mai bine un lucru ca mine. Și al meu. Și din cauza lucrurilor ăla, eu trebuie să mor de foame, aduceți în lucrul ăla ca să mor de foame cu el. Ca atunci voi să proferați ca având același lucru cu mine, muriți de foame și vă uitați, eu nici nu măcar nu l-am. La mine se justifică de ce mor de foame. N-am pensie. Ce e mână nu-i minciună. Trebuie să fie la mine mână. Deci dacă voi știți mai bine, New World Order. Ia fiți atenți aici o fac. N-am zis-o eu, dar sunt de acord. Pe viitorul de la voi. De exemplu, peste 10-20 de ani, o să beriți pula. Nu o să beriți pula. Găsiți-vă locul. De asta nu mai spun. Este să ne bună. Hai să ne bună. Cine așa acolo? Ori eu am încercat de ani de zile. Nu. Ori nu merge aia, nu merge aia. Hai să. Nu merge, păi. Mai nu le merge, știi? E vorba de niște rotițe pe aici. Se gripează. Are gripă rotițară. Are gripă de puturoșenie, de pizdoșenie, de răsfățel, de zgâiel, de spârcâiel. Cum? De spârcâială, bă. E gripă de spârcâiel. Nu e gripă porcină sau avioană. E spârcâială. Deci fiți atenți, oameni buni, că există niște persoane care poartă gripă de spârcâială. N-are virus gripa de spârcâială. Dar dacă intri în contact cu gripa de spârcâială și pe internet, dacă intrați în contact, doar stați acolo și vedeți spârcâială, cruci, îngeraș, copilaj la mulți ani. Și mai dai câteva clicuri și după aceea vezi pe ăla cum pula mea începe să dai educație. Mai înfrânează-te! Și cu alte cuvinte o înjură pe una sau pe alta, e gripă de spârcheală. Și dacă citești multă gripă de spârcheală, o să capeți și tu fără să vrei prin imitație și prin copiere și prin învățare. Și repetând repetiția mama învățării, capeți gripă de spârcheală. Și gripa de spârcheală e contagioasă. Cum? E oarecum virtuală, dar e contagioasă prin virtualizarea sa. De ce? Creierul nostru, în principal organul senzorial, care este principalul și gândirea, este în imagine. Ai imaginea. Gripa de spârcâială. Vreți gripă de spârcâială? O să luați gripă de spârcâială. În prima fază, gripa de spârcâială arată frumos.
dar îți face viața frumoasă. Ca să te vindești de gripă de spârcâială, nu există vaccin. Trebuie să iei altă boală de la alții care sunt nervoși sau oarecum sunt contra la gripa de spârcâială, dar nu e evident. Și tu, având gripa de spârcâială, respingi alte boli. De ce? Devine simbiotică cu tine gripa de spârcâială. Pentru că dacă e să te dedulcești la ea, la Dolce Vita, ești o vită. Și lumea o să încearcă să dea ocol pe lângă tine și nu știi de ce, că e un ocol. Și zice, băi, nu vrem gripă de spârcâială. De ce? Ne-a săturat, că avem și noi câțiva în familie. Zice, ăia cu gripă de spârcâială. Noi trăim pe lângă unii cu gripă de spârcâială. Nu vrem mai multă gripă de spârcâială. Și așa e cu gripa de spârcâială. Și gripa de spârcâială tot timpul are frici. Și nu le merge. Nu le merge la gripa de spârcâială și pune piedici. Atât știe gripa de spârcâială. Atât știe, atât cunoaște, atât face. E gripă de spârcâială. Sezonul ăsta s-a... Nu, era mai multe sezoane. Gripă de spârcâială. Fiecare popor are gripă de spârcheală. Și acum e New World Order. Da, te urmărește când dai tranzacțiile. Păi eram urmărit și înainte de Carlsberg. Păi de ce era în scrisuri? Că la un moment dat, dacă se întâmpla vreo neînțelegere, te uitai în scrisuri și vedeai pula mea ce se întâmplă. Cale. Nasol, hai să ne facem toți analfabeti și cum făcea biserica înainte să ardă în cărțile, că e dracu în ea. Și să rămâne cu gripă de spârcâială.